Prețurile la animale sunt bune pentru perioada asta? Da, la miei de lapte, da, la cârlanii de anul trecut. Nu e un preț care să deconvine. De exemplu, nu fac niciun secret, noi am început de 3 zile să livrăm dintr-o fermă de la Călant și de la Bretea. Avem 3 ferme de îngrășare. E 11,50 lei, vindem noi miei mari, cârlanii. Dar la mielul de lapte s-a cumpărat cu 14 lei. De la crescători, de la fermele, complexele de îngrășare, au cumpărat de la cioban direct cu 14 lei. E un preț bun. Iar la cârlan, la cât ar fi trebuit să fie prețul să domne, vă mulțumească? Domnule, ca să fie un preț bun să ne mulțumească, decât ar trebui să fie între 12 lei 50. Deci ca să fim un preț bun, nu wow, nu foarte mare, un preț acolo care să... Da. Spre bucuria mea, media pe fermă la Bretea, chiar acum mi-a comunicat șeful de fermă, de 75 de kg ce am încărcat. Și compensăm diferența de preț cu greutatea. Și pe total ieșim bine, ieșim pe plus.